Bună lume, astăzi vreau să vă prezint un nou bec. Vom vorbi astăzi despre lampa compact fluorescentă. Așa că, hai să facem lumină. Mai întâi ne vom uita la informațiile care sunt pe această imprimate pe această cutie. Acest bec produce 430 de lumeni, poate fi aprins și stins de 30.000 de ori, ține 10.000 de ore, și temperatura luminii este de 2700 de Kelvin și emite puterea unui bec incandescent de 40 de watts. Acest pachet este un set care oferă două de baza de E14 și fiecare este 8 watts. Grada de consum a acestui bec este A, iar foarte important pentru aceste becuri este că conțin mai puțin de 2 mg de mercur. Pot fi conectate la 230V și 50Hz. Voi deschide acum unul, voi deschide pachetul și voi scoate unul din aceste becuri. Și aici avem unul dintre ele. Caracteristici pentru acest bec este de obicei această spirală, cum vedeți. Este această spirală, balastul aici și aici este baza de E14. Foarte important este, cum ați văzut la început, este că conține mai puțin de 2 mg de mercur, ceea ce înseamnă că nu avem voie să spargem spirala. Asta este foarte important pentru aceste becuri. Asta nu este chiar sticlă, este de fapt cvarț. Cvarț este mai rezistent la căldură decât sticlă. Și o să vă explic în decursul videoclipului de ce este cvarț și ce are de a face fosforul ăsta alb, e numit fosfor. Acum am pregătit o bază de E14 în care vom infileta acum al becul. Îl luăm de baza becului, deci de balast, și îl infiletăm în felul ăsta. Motivul este că nu vrem să desconectăm spirala de completul compartiment din greșeală și sticla acestui bec este destul de subțire, ceea ce înseamnă că s-ar da bătut destul de repede și nu ar opune prea multă rezistență, așa că de aceea trebuie să avem grijă, iar după asta nu înveletăm prea puternic. Dacă facem asta, e posibil să încercăm să tragem de pielală și atunci putem să-l rupem. Bine, acum îi voi da start și hai să vedem ce se întâmplă. Cum vedeți, sau cum ați văzut, aici a luminat mai întâi și pe aia. Motivul este fiindcă acest bec folosește o tehnologie folosită în lămpi compact fluorescente, iar există un filament și în acest filament, aici, e mic, se încălzește mai întâi pentru a crea o plasmă, fiindcă o plasmă se creează atunci când este mai cald, ceea ce este foarte avantajos, de fapt, pentru bec. Așa. Și mai întâi trebuie să știm că becul necesită 40 de secunde pentru luminozitatea sa maximă, deci trebuie să așteptăm și în timp voi face, trebuie să vedeți filamentul. Foarte important este să știți este că se încălzește și se va încălzi mai rău, nu veți putea atinge, iar produce 430 de lume. Asta este echivalent ca LED-ul care am arătat în primul meu videoclip. La fel,
ca o informație, dacă vreți, acest bec conține argon și neon. Asta este, de fapt, plasma care se creată în spirală, iar după aia plasma, fiind cal foarte fierbinte, însuși focul, de fapt, are parțial plasmă, evaporizează mercurul și mercurul care produce ultraviolet este invertat de fosforul din afară, iar asta, desigur, produce lumină albă. Spectrul mult nu este ok, fiindcă CRI-ul nu este particular pentru acest spec foarte bun. Este iarăși un dezavantaj pentru aceste becuri. 8 watts consumă de 5 de 2 ori mai mult. Nu vi l-aș recomanda. Este puțin mai luminos, trebuie să recunosc, e puțin mai luminos decât primul bec LED. Ne vom arăta în celălalt videoclip, dar cum v-am zis, pentru 8 watts nu se merită. Acum vă arăt cum să le deșurubați, desigur, nu de filament, dar de bază. Apropo, spirala poate să fie și numită filament. Asta n-a fost tot despre această tehnologie. Ea vine în mult mai multe forme, variante, așa că, dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like. Dați și un subscribe pentru a vedea următoarele videoclipuri și ca să nu ratați când vor ieși despre aceste becuri. Dacă aveți întrebări despre acest videoclip și aceste becuri sau această tehnologie în particular, atunci te rog să lăsați comentarii, iar eu le voi citi și voi încerca să le răspund. Până în următorul videoclip. Pa, pa!